Salutare prieten, sunt Florin de la tutorialevideo.info și în acest tutorial o să învățăm să creăm un nou layer. O să ne uităm puțin la toolul Move Tool și la Selection Tool care se află pe bara de instrumente, exact aici. Move Tool, Selection și crearea unui nou document. Pentru început o să deschidem o fotografie cu Ctrl-O, cum v-am spus și anterior, sau pur și simplu efectuând un dublu click pe spațiul gri. OK. Mergem la Pictures. Și deschidem această fotografie. Observați când facem un click pe Move Tool, bara aceasta de instrumente. Da, este bifată Auto Select Layer. Voi probabil o să aveți ceva de genul acesta. Asta se întâmplă în cazul în care aveți unul sau mai multe layere. Spre exemplu, o să mai deschidem o fotografie. Da? O să tragem această fotografie peste cealaltă. Ca în tutorialul anterior. Da? O să mișorez puțin. OK. Și acum avem două imagini suprapuse, da? Layer 1 și background. Move Tool, având această selecție, după cum bine vedeți, în momentul în care o să dăm click pe poza cu pinguini, da? Layerul nu se selectează automat. Adică, practic, o să rămână celălalt layer selectat. Vedeți? Haideți să deblocăm și layerul background. Cel mai bine este să aveți bifat auto select și layer. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în momentul în care voi mergeți pe Move Tool și dați click pe una din cele două fotografii suprapuse, layerul se bifează automat. Dăm click pe pinguin. Vedeți, layerul s-a selectat pe pinguin. Dăm click pe cea de-a doua fotografie, s-a selectat automat. În cazul în care nu era bifat, dăm click pe pinguin, vedeți, nu mai este selectat. Va trebui să selectați manual fiecare layer. Părerea mea, cel mai bine este să vă lăsați pe auto-select layer. În continuare avem Show Transform Controls. Dacă îl bifăm, o să avem un chenar de unde putem trage de colțuri, deforma imaginea. Observați aici. Avem width, weight, înălțime, lățime, da? Mărim pe înălțime, mărim pe lățime, dar se deformează. Pentru a mări sau deforma sau mișora fotografia, proporțional, va trebui să bifăm acest lăcățel, după care ea se va mări sau mișora proporțional, nedeformând imaginea. OK? Și apoi prin apăsarea tastei Enter sau dublu click în interiorul imaginii, eu personal lucrez fără această opțiune, o să vedeți mai târziu în tutorialele viitoare cum se poate mări, mișora o fotografie. Momentan o să ne axăm pe Move Tool și Selection Tool în acest tutorial. Bun. Deci ați înțeles cu Move Tool. Mută imaginea. Da? Putem să trecem sub această imagine pur și simplu prin trecerea layer-ului peste celălalt, astfel încât imaginea o să intre dedesubt sau invers, imaginea o să iasă deasupra. Bun. Selection Tool este acest pătrat. Imediat următorul după butonul Move Tool, da,
După cum vedeți, Rectangular Marquee Tool, M în paranteză, M înseamnă prescurtarea selecției. Adică nu va trebui să mergem întotdeauna cu mouse-ul să selectăm acest pătrat pentru a face o selecție, ci putem apăsa direct la tastatură tasta M sau tasta V pentru Move Tool, da? Și în felul acesta o să lucrăm mult mai eficient. Cel mai bine ar fi să rețineți aceste scurtături, pentru că o să vă ajute foarte, foarte, foarte mult. Da? Apăsăm M, mergem pe Selection și vom face o selecție normală pe acest pinguin, primul pinguin, da? Îl selectăm, tragem și acum avem o selecție cu acest pinguin. O selecție dreptunghiulară. Ce putem face mai departe? Putem copia această selecție, da? Clic dreapta în interior și avem layer via copy. Ne va face un nou layer, da? Cu selecția făcută de noi. Priviți, dacă mergem cu Ctrl T, avem o altă imagine cu selecția făcută de noi. Da? Haideți să vorbim puțin și despre bara de instrument. Avem New Selection. Da? Deci la Rectangular Marquee Tool, New Selection. Selecția pe care am făcut acum. Putem face selecții dreptunghiulare, pătrate. Da? Următorul buton, Add to Selection. Dacă bifăm acest buton, vom vedea că în momentul în care mai selectăm ceva și intrăm peste selecția anterioară, se va adăuga selecție. Adică pur și simplu va extinde selecția dumneavoastră. Da? Următorul buton este Subtract from Selection, care face exact ceea ce spune și în traducerea lui, va subtrage din selecție, da? Spre exemplu, facem o selecție așa, da? Și selecția va fi tăiată efectiv. Da? Ținând apăsat pe, vedeți că la selecție, la butonul de selecție aici, apare o mică săgetuță aici jos. Aceasta înseamnă că dacă ținem apăsat puțin clicul apăsat pe butonul acesta, ne va apărea mai multe opțiuni. Și avem Rectangular Marquee Tool, adică selecție dreptunghiulară, Elliptical Marquee Tool, o selecție elipticală, eliptică, mă scuzați, poate să fie rotund, poate să fie un oval, da? Ok. Ce mai avem? Single Row Marquee Tool, adică putem selecta un singur rând sau o singură coloană. Doar printr-un click. Da? Ok. Observați. Aici Subtract, Auto Selection, da? Cum se modifică toate acestea. Ok, pentru a deselecta, putem face un simplu click, având selecția Marquee Tool aplicată, un singur click în afară, da? Facem o selecție, se va deselecta, pe normal. Da? Click, deselect. Sau Ctrl D de la tastatură. Control și D de la Dorin. Sau putem merge aici. Select, deselect. Control D. Deci avem o selecție făcută. Select, Control D, deselect. Control A, cum bine știți, selectează tot. Ok? Vă mulțumesc că m-ați urmărit și o să continuăm în următorul tutorial, tot cu selecții puțin mai dezvoltate. Vă mulțumesc!